Instituțiile importante sunt prevăzute cu rampe în sprijinul celor care au probleme sociale. Cine să tragă, trei să împingă, bietul om sus să ajungă. Acolo este o rampă pentru persoane cu dizabilități. Credeți că ar putea să urce acolo? În niciun caz. Poate urca un om acolo? Nu știu, trebuia să-i vedem și de aici. Unde n-ai bătut? Greu în instituțiile publice? Pătrunzi greu acolo? În unele instituții, da. Ca de exemplu la finanțe publice. Aș vrea să recuperez taxa auto, pe care cu siguranță nu o pot face pentru că rampa este la 45 de grade. Deci nu pot nici cu căruț electric, nici cu un căruț manual, care ar putea fi operat de o persoană care m-ar putea ajuta. O pantă trebuie să fie înclinată la câte grade? La 7 grade. Și acolo este la? 45. Aprecierea mea. Care mai sunt instituțiile publice unde voi reuși să pătrundeți greu? Ar fi la primărie, la primăria veche, deci construcția veche. Acolo cât e panta? Tot cam la 45 de grade. Acolo am fost ajutat de un prieten care s-a chinuit foarte mult. Deci cu ajutor și greu. Dar de ce, dacă ei au voie să facă panta sau e permis o pantă de 7 grade, majoritatea rampelor au o pantă de 45 de grade? Pentru că nu respectă legea. Ca să nu-și ia amendă, că așa este legea dată, fac o rampă să fie făcută, doar făcută, nu și folosită. Rampă în sprijinul lor, acelor în căruciuri. Când vreodată ar putea să urce așa ceva? Rampa de lansare, poate, a rachetelor spre Marte.